24 de locuitori ai orașului Prahovean-Mizil vor primi fiecare dintre ei câte 40.000 de euro ca să-și deschidă o afacere. Banii provin din fonduri europene, iar proiectul a fost accesat de primarul orașului Silviu Călin Negraru. Cei care vor primi suma de 40.000 de euro vor putea deschide societăți din domeniul prestări servicii, producție sau comerț, singura condiție fiind ca afacerea să nu aibă legătură cu sectorul agricol. Domnule primar, ați reușit să obțineți un proiect extraordinar de important pentru orașul Mizil, care îi ajută pe oameni să înceapă o afacere. Da, este vorba de Startup Plus la Mizil. Asta înseamnă o finanțare de 40.000 de euro pentru 24 de noi firme înființate. Avem în momentul ăsta 160 de cursanți. Sper ca începând cu anul următor să finanțăm oamenii să pornească afacerile la nivel de Mizil. Foarte important pentru ei să aibă idei și să vină la cursuri ca să poată să facă un plan de afaceri bun și să câștige finanțarea. Având în vedere criza forței de muncă din tot județul, nu numai din oraș, primarul Mizilului a întreprins demersuri pentru întinerirea locuitorilor de aici. Primul pas a fost făcut acum aproape 2 ani, când a fost înființat învățământul dual. Acum primarul a obținut finanțare pentru extinderea liceului tehnologic din Mizil, unde învață 750 de elevi, mulți dintre ei pregătindu-se să devină sudori, strungari, frezori, operatori numerici sau tehnicieni agricoli. Orașul Mizil este primul din județ care a înființat învățământul dual. Da, chiar de la începutul mandatului meu am realizat că de fapt orașul începe să îmbătrânească și se confruntă cu o mare problemă. Oameni muncitori calificați, asta am sesizat-o în urma discuțiilor cu afaceriștii care sunt în zonă, operatorii economici din zonă din momentul ăsta. Toți se vaită, de fapt, de forță de muncă calificată. În prezent, 63 de elevi din învățământul dual au trecut deja în anul 2, iar alți 115 copii s-au înscris în anul 1.